Vlad Dascălu s-a clasat pe locul al cincilea în proba de cross-country olimpic desfășurată în concursul de mountain bike din cadrul campionatelor mondiale de ciclism de la Glasgow. Mediat cu aur la Jocurile Europene de la Cracovia în iunie, ciclistul fălticenean a încheiat cursa din Scoția la 54 de secunde de învingător, britanicul Thomas Pidcock, campionul olimpic antitră. În urma acestui rezultat, Vlad Dascălu și-a asigurat prezența la Jocurile Olimpice de la Paris din 2020. Originar din satul Buda, comuna Râșca, județul Suceava, Vlad Dascălu locuiește de 15 ani în Spania, împreună cu familia sa. Cu un titlu de campion mondial la activ, două de campion european, numeroase locuri pe podiumul Cupei Mondiale de Mountain Bike, Vlad Dascălu s-a întors anul acesta la Dinamo București, club la care și-a făcut debutul în 2017.